O femeie și-a pierdut viața în împrejurări deosebit de tragice după ce marți, în jurul orelor 14, a fost victima unui accident rutier la ieșirea din municipiul Rădăuți spre comuna Dornești. Conform declarației unui martor ocular, conducătorul unui autoturism marca Seat s-a angajat riscant în depășirea unei autoutilitare care se deplasa pe direcția Rădăuți-Dornești pe drumul național 17A și la revenirea pe sensul de mers a lovit frontal o femeie care se deplasa cu bicicleta în același sens. La locul accidentului au sosit imediat două ambulanțe SMURT, însă cu toate eforturile depuse de personalul medical, victima nu a mai putut fi salvată. Noi mergeam încolo. Da. Domnul cu mașina albă a făcut prin stânga mea, a băgat în depășire și am mai mers vreo 20 de metri și era doamna. Și doamna un pic a plecat spre stânga și a prins-o.